Alunecările de teren din regiunea nord a Columbiei au ucis cel puțin 37 de persoane, au transmis autoritățile columbiene. Alte 10 de persoane au fost rănite, dar un număr total al victimelor nu a fost făcut public. Cel puțin 37 de persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite în urma unei alunecări de teren care a avut loc pe autostradă din nord-vestul Columbiei. Alunecările de teren au fost provocate de ploile abundente care au căzut în nord-vestul Columbiei în ultimele zile. Alunecarea de teren a acoperit o șosea care leagă orașele Kipdo și Medellin. în provincia Choco din regiunea Pacific, au precizat autoritățile într-un comunicat. După ce noroiul a înghețit mai multe mașini care se aflau în acele momente pe șosea, echipe de salvatori și câini din întreaga țară sud-americană au fost fost trimise la fața locului pentru a căuta persoanele rănite. Imaginile de perețelele de socializare au arătat momentul în care o bucată mare de pământ s-a desprinse pe un munte și a căzut peste mai multe mașini care se deplasau pe drumul dintre Echip și Medelin. Zona afectată din provincia Cioco, care se învecinează cu Oceanul Pacific, e puternic împădurită și a fost afectată de precipitații semnificative în ultimele 24 de ore. Președintele colombian, Gustavo Predo, a promis tot ajutorul disponibil regiunii Cioco.